Centura e obligatorie pentru toată lumea. Nici șoferul nu poartă centură și nici pasagerul. Și amândoi încalcă legea. Și nu sunt misiune, n-au girofarul pornit. Sunt doar niște purtători de epolet și de arme care sfidează legea și obligațiile față de stat. Centurile, băieți, centurile. Că o să faceți accident și o să vă jălească neamurile și colegii. Nu-i vede ministrul Bode. El e pornit contra ONG-urilor, contra protestatarilor, dar contra ilegaliștilor lui cu uniformă și cu pistoale nu are nimic de zis. Deja atâția ani de mandat. Să vedem ce zic jandarmii de la dialog. Dă mâna cu toți. Nu, locul nostru e să ne căutăm de treabă, nu ne trebuie motive de a ieși la protest. Dar iată că guvernul ăsta, ca și cel PSD-ist, ne scoate în stradă.